Te salut și bine ai venit pe acest canal de YouTube. În acest videoclip îți prezint ce este un șubler și cum se măsoară cu el. Șublerul este un instrument de măsură a lungimii, cu ajutorul lui poți măsura cu o precizie de până la o sutime de milimetru. El este utilizat pentru a măsura lungimea sau lățimea unui obiect, distanța dintre două planuri sau adâncimea unei găuri. Șublerul pe care îl prezint în acest video este unul clasic care are o precizie de măsurare de 0,05 mm. În primul rând îți prezint părțile componente, dacă le cunoști poți trece mai departe la partea de măsurare. Șublerul este compus din fălcile pentru măsurarea dimensiunii interioare, fălcile pentru măsurarea dimensiunii exterioare, scala gradată în inci, scala gradată în milimetri, scala vernier, șurubul de blocare al scării vernier, iar în partea de jos are o tige pentru măsurarea adâncimilor. Acestea au fost componentele șublerului, hai să trecem la partea de măsurare. Prima măsură este partea exterioară a acestui obiect rotund. Se introduce obiectul între cele două fălci de măsurare a dimensiunii exterioare. Apropii scala vernier, obiectul trebuie poziționat în această marjă, nu lângă scala gradată. Strâng șurubul de fixare și citim valoarea măsurată a obiectului. Dacă diviziunea 0 de pe scala vernier coincidea cu o dimensiune de pe rigla principală, atunci acela era rezultatul măsurării. Dacă nu coincide și este între două diviziuni ca în acest caz, se notează valoarea de pe rigla principală care se află în stânga diviziunii 0 de pe scala vernier, adică 15, apoi ne uităm pe scala vernier și căutăm unde coincide perfect o diviziune de pe scala vernier cu o diviziune de pe scala principală în milimetri. Am găsit, este 65, deci rezultatul final al măsurării mele este de 15,65 mm. Măsor și un alt obiect, atenție ca fălcile șublerului să fie foarte curate pentru a nu avea erori de măsurare. Îl fixez între fălci și vă las pe voi să citiți și să-mi scrieți rezultatul în comentarii. Pentru a măsura dimensiunea interioară a acestui obiect, poziționăm fălcile mici ale șublerului în interior, apoi citim valoarea măsurată. Strâng șurubul de fixare și hai să citim împreună rezultatul. Se observă că diviziunea 0 de pe vernier se află între 25 și 26 de mm pe rigla principală. Citim valoarea din stânga a diviziunii 0 de pe scala vernier, adică 25. Mergem pe scala vernier și citim unde coincide perfect diviziunea de pe vernier cu cea de pe rigla principală. Se vede că la 85 coincide perfect, deci rezultatul final este 25,85 mm. Scot obiectul dintre fălcile șublerului și vom face o măsurare a unei adâncimi. Pentru măsurarea adâncimii se introduce tija în gaură până ajunge jos,
strâng șurubul de fixare, apoi citesc rezultatul. Se observă că diviziunea 0 de pe vernier este foarte aproape să coincidă cu diviziunea de pe rigla principală, 18, apoi caut pe scala vernier unde se suprapun diviziunile. Observ că se suprapun perfect la 0,5, deci rezultatul final este 18,05 mm. Sper că după acest video ai înțeles cum se măsoară cu șublerul, dă-i un like. Dacă ești nou pe acest canal de YouTube, abonează-te. Dacă ești deja abonat, eu îți mulțumesc pentru susținere. Îți recomand să vezi și alte video tutoriale foarte utile de pe acest canal de YouTube. Dă-i click pe una din iconițele de pe ecran. Ne auzim la următorul video. Toate cele bune!